telefoane femei, orășencile toate și-au luat telefon, până și țărâncile au început să-și cumpere telefon și Mița de la Ghiu. Frunzuliță de mohon și-a luat Mița telefon și se tot roagă de mine să-i îl fac să sune bine. Bagă-mă cartela ta, reglează-mi suneria, să-l aud cum sună tare când l-apropii de picioare. Aranjează-mi și ecranul, că îmi place celularul. Pune mâna pe meniu, că sunt fată de Ghiu. Și Gheorghiță de la Ghiu a pus mâna, a reglat Mița telefonul. Cam așa. Mițo, eu îți dau cartela, dar e pe la Marinela. I-am băgat-o de 3 zile ca să poată să mă sune. Dacă n-aștepți și ți-e greu, îți dau celularul meu, dar este model mai mare, dar nu o să-ți facă nasoale. Ione n-are importanță, dar să sune cu prestanță. Și e bine că e mare, că stă bine pe picioare. Că ne înțelegem, Mițu, știi? Eu am un telefon cu antenă mai lungă, așa, cred că o să-ți convine. Ce zici? Importantă e antena, că mi-a spus și Marinela, că nu-i bai o să-mi ajungă când o scoși o pui pe untă. Îi spun pe cuvântul meu, aș vrea și numărul tău. De mi-l dai, n-o să mă plâng, 2 numere mi-ajung. Îi spun pe cuvântul meu, aș vrea și numărul tău. De mi-l dai, n-o să mă plâng, 2 numere mi-ajung. Păi vezi, Mițo, cum ești? Nu vrei numai un număr, vrei să-ți dau 2 numere. Mițo, dacă îți convine, diseară vin pe la tine, te reglez să fim în ton, amândoi pe un telefon. Că-i modern, așa se poartă, telefon cu antenă înaltă. Sunt sigur că-ți fac plăcere, telefonul meu e o avere. Eu am credit, mare fată, îți telefonez o viață. Numai tu să fii cu minte, dă-mi un semnal mai înainte. Și vine băiatul.